cum se conduce un cilindru compactor? O fi greu? E ușor? Haideți să vedem! Ne aflăm la interior, ne asigurăm că maneta este pe liber, este în punctul mort. Punem contactul, așteptăm să se stingă beculețele și dăm la automat. A pornit cilindru compactor, aici avem turația, dar dacă îl ții pe automat, el se turează singur. Becurile, ștergătoarele și stropitoarele, castofonul ăsta super șmecher și dezaburirea. Mai avem clanson, vibrație mică, vibrație mare, melc și iepure. Melc și iepure înseamnă că merge tare sau încet. Tragem de manetă spre noi, pingem în față, a plecat cilindrul în față. Avem în capul manetei un buton de unde pornește și se oprește vibrația la cilindru. Ia uitați ce frumos se vede cilindru. Am mers cu mai multe modele de cilindru compactor. Să știți că nu diferă foarte mult între ele, sunt cam la fel. Unul singur mi s-a părut mai ciudat, nu avea volan, ci în loc de volan avea o rotiță mică pe cotieră din care învârteai cu degetul și atunci cilindrul lua virajul. El are un punct mort unde nu mai maneta nu merge nici în față, nici în spate. O scoatem de pe liber, dăm puțin în stânga, tragem în spate, mergem în spate. Dacă împingem în față, mergem în față. Să mergem încet cu cilindru, ca pământul să se bată bine. E bine să mergem cât mai drept în față și când dăm cu spatele, e bine să mergem tot pe aceeași urmă, ca cilindrul din față să acopere urma la cauciucurile de pe spate. Nu este recomandat să facem prea multe viraje pe platforma unde bate cu cilindru. Ca să ținem o linie dreaptă și să mergem pe aceeași urmă când dăm cu spatele, trebuie să ne luăm un punct de reper. De exemplu, eu am luat punct de reper bara de la spatele excavatorului. Trebuie să fie fix pe unde am bătut prima dată, pe acolo trec și a doua oară, uitați cum vine și în față, perfect! Cu cât de tare împingem, atât de repede mergem. Dacă împingem și mai tare, merge și mai tare. Și mai tare, și mai tare. Mai încet, mai încet. Super simplu. Să pornim vibrațiile, apăsăm aici în capul manetei, avem un butonaș, porneți vibrațiile. Să le oprim, tot aici apăsăm, opresc vibrațiile. Cel mai ușor utilaj din șantier, utilaj mai ușor, că ăsta nu găsim. Și tot așa. Volanul, maneta și atât. Toată ziua asta se face. Să fiți atenți la pornire. Când porniți cilindru compactor, în tot timpul trebuie el să fie pe liber. Dacă el nu este în punctul ăsta mort, el nu o să pornească. Acum câteva minute a venit la mine un coleg. Băi, cum se pornește cilindru? Nu pornește cilindru. Cum l-ai dat pe liber? Bă, l-am dat. Ce înseamnă liber? Bă, liber înseamnă să nu mai meargă maneta asta, să fie aici. Să nu meargă nici în față, nici în spate. Am venit că la cilindru, i-am arătat și acum știe, merge el cu cilindru ca să nu mai dai jos din excavator. Cam atât în vlogul de azi. Dacă ați văzut acest videoclip sau vlog, înseamnă că ați învățat să mergeți cu cilindru. De mâine puteți să vă faceți șofer de cilindru. E simplu. Îndrăzniți că sigur reușiți. E mult mai simplu de condus față de o mașină sau mai știu ce, altceva. Simplu. Nu uitați, când pornim cilindru, tot timpul maneta trebuie să fie pe liber, ca la mașină. Să fie aici, în locașul ăsta, să nu poți să dai nici în față, nici în spate. După pornim, tragem puțin maneta în stânga, împingem în față, mergem în față, împingem mai tare în față, mergem mai repede în față, tragem în spate, mergem în spate, tragem mai tare în spate, mergem mai repede în spate, pornim vibrația de aici din capul manetei de pe butonașul ăsta, uite butonașul aici, și cam atât, nimic mai mult, nimic mai puțin. Volanul e ca la mașină, să ia virajul mult mai ușor ca la mașină, pentru că el se întoarce de la jumate, unde calcă
cilindru din față, calcă și roțile din spate. Nu agăți nimic cu spatele, simplu ca bună ziua, îndrăzniți. Pe data viitoare promit că o să fac data viitoare cu dumper. Vă arăt cum să conduce dumper. Simplu și ăla. E mai greu de dat cu spatele, dar e simplu. Scrieți-mi și voi în comentarii ceva acolo, orice, să știu că fac și eu ceva bine. Și scrieți-mi în comentarii ce vreți să vă arăt, ce vreți să vă mai arăt. Eu arăt oricum, orice, nu merg pe aici prin șantierele astea, ce conduc eu, o să vedeți și voi și o să învățați și voi. Baftă! Pa, pa!